Chiar acum vom privi cele mai jenante animații Poppy Playtime, iar pentru ca mama cu picioarele lungi să devină prietenul tău, chiar acum apreciază acest videoclip cu un like și abonează-te la acest canal. Iar acum haideți să privim. Aceasta, după cum înțeleg eu, este mama cu picioarele lungi, iar acesta este jucătorul. Ok, îi lămurește regulile jocului, iar acesta este acel iepure. Da, este o animație deja puțin mai ciudată, dar haideți să vedem ce se va întâmpla. Ok, se uită la ea, ea la el și... Hai, frate, arată de ce ești în stare, uitați-vă ce față are, este nemulțumit și uitați-vă ce face! Apasă pe toate butoanele odată, mama cu picioarele lungi este în șoc, deci ce faci, ce faci? Hei, mamă, cât de tare! Oh! Iarăși, acest iepure a apărut și el aici. Oare ce se va întâmpla? Mamă, cât de tare. Ok. Face mâncare, da? Pregătește ceva? Sună cineva? Ok. Și acum? Oare ce se va întâmpla, prieteni? Cum credeți? Scrieți în comentarii. Puneți pauză și scrieți în comentarii. Să vedem dacă ghiciți. Vorbește ceva despre jucătorul ăla, dar uitați-vă în spate acolo, este un Huggy Wuggy, nici nu l-am văzut, fraților. Ok, ok. Dar cine merge acolo? Cine este ăsta? Ale cui sunt aceste picioare sau labe, să spun? Vorbește la telefon sau... Roxy sau... Cum o cheamă, mă? Scrieți-vă în comentarii dacă știți cum se numește acest personaj sau... Nu știu cum, nici nu știu cum să-i spun acest monstru. A desenat destul de bine chiar, sincer să spun. N-aș spune că e rău. Ok, iarăși acest jucător. Ce față iarăși are. Are o față amuzantă, ca să spun așa. Dar ăsta... Ce este asta? Este o poartă. Țin minte ceva. Am mai văzut cândva așa ceva. Dar... Chisimisi este. Ce picioare are. Sunt... cum să spun? Frumoase. Da, într-adevăr este Chisimisi. Pare, după cum văd eu... Nu înțelege care este treaba, de unde s-a luat și de ce arată așa în halul ăsta. Dar vrea să tragă de... Băi, de ce? De ce tremură? Este foarte ciudat. Ce se întâmplă? Ce a făcut? Cum a ajuns cu mâna acolo? Dar... Cum a făcut asta? Păi să înțeleg că și el putea să facă acest lucru și fără ajutorul ei sau care este treaba. Deci ce se întâmplă că nu înțeleg? Ok. Op, stați că am lovit camera. Ok, hai să privim mai departe. Este Huggy Wuggy, după cum văd eu. Și aici sunt mai multe personaje din astea. Chiar nu știu cum se numesc. Da, știu unii dintre ei, dar nu pe toți. Huggy Wuggy este cel mai... cunoscut pentru mine. Ok, este Freddy, da? Dacă nu greșesc. Ok, iarăși Huggy Wuggy. Această păpușă chiar nu știu. Poppy sau... Chiar nu știu cum se numește. Dar ce se întâmplă? Ce a făcut, mă? Ce este asta? Ai, îi teleportează. Deci... Și acum? El nu e vinovat. Asta este, ce să faci? Ok, iarăși mama cu picioarele lungi, deci are și mâini cam lungi, ce să spun. Este un câine... ce cușcă! La fel lungă, nu știu de ce. Este și ăsta lung. Ok, i-a aruncat un os și... cât este de lung într-adevăr, deci eu credeam că este un câine ceva, dar este o omidă, da?
Ok, așa, prieteni, mi s-a descărcat camera și va trebui să țin acum telefonul așa în mână, deoarece nu vreau să opresc videoclipul pe care am început să-l urmărim împreună, da? Sper că se vede destul de bine și de pe telefon, acum filmez cu telefonul. Ok, se învârte capul și a căzut jos, fraților, gata. Ce să faci acum? Ok, trag de frânghie acum și... Oh, pizza! Oh, au pierdut. Sau... Ce? Iarăși e teleportat. Da, fraților. Este o mașină de teleportare, ca să spun așa, altfel nu pot să-i spun. I-a dat-o un pumn căci a văzut stele verzi, să spun așa. Ok, acum acesta un mider, nu știu de ce, ce caută pe aici. Ok, iată și mama cu picioarele lungi. Se joacă la lumină acolo. Un mider în spate acolo. Ok. Disenează ceva acolo, da? Fraților. Ok. Și ce se întâmplă acum? Oh, ce este asta, fraților? Deci nu pot să cred ce a fost asta. Ok. Asta se ascunde. Fraților, stați așa să iau și camera aceasta, să o așez. Între timp ne uităm și aici să nu scăpăm ceva. Iată camera care s-a descărcat. Hai să scoatem bateria și să o punem la încărcat. Dar iată ce face mama. Hai, ridică-te și fugi. Ce stai, nu înțeleg. Gata, a prins-o. Roxy sau cum se numește asta. Iată, am scos și camera. Deci ce i-a făcut, fraților? Nu pot să cred. Opa, să pun la încărcat camera. Baterie, o pun la încărcat. Ok, este. Hai să privim mai departe aici ce se întâmplă. Sunt îndrăgostit de Hagi-Vagi, să înțeleg, sau... O să țin așa, sper că se vede bine. Ok. Este fana lui, să spun așa, sau care-i treaba? I-a dat un sărut. Deci totul este serios aici la ei. Nu-i prea place. S-a îndrăgostit, se pare că, de Hagi-Vagi. Să vedem ce va face acum. S-a enervat rău de tot. Acesta este un... un câine ceva. Mă rog, robot. Și... Eu sper că totuși Hagi-Vagi să o iubească, să iubească sufletul, să spun așa, dar nu frumusețea. Ok, a plătit ceva aici, dar ce a plătit? Deci, vrea să se facă mai frumoasă? Sau care-i treaba? Ok, acum merge schimbarea și... Robotul a... Iată ce s-a întâmplat dacă a ieșit din priză chestia aia. Mi-e frică să nu fie mai rău decât a fost până acum, dar... Ce...
pot să cred așa ceva, uitați-vă cum arată! Păi... Foarte ciudat, foarte ciudat. Ok, aici este acasă la Huggy Wuggy, să vedem ce se va întâmpla. Huggy Wuggy a venit obosit de la magazin sau de la muncă, nu știu, și un miros neplăcut. Ok, salut, mamă. Eu am venit. Ok, dar eu aș fi fugit îndată, nu aș mai fi așteptat absolut nimic. Deci ce se întâmplă? Deci nu se poate așa ceva. Bă, deci... Ce se va întâmpla într-un final? Căci este foarte înfricoșătoare, să spun așa, înfiorătoare și spuneți îngrozitoare cum vreți voi. Horror. Uitați-vă cum îi da și îi dea să bea fără voia lui, să spun așa. Ok. Până când este în subsol, aici este legată la mâini și picioare. Se uită. Ce este cu mașina asta? Și observă acest portret și înțelege planul. Nu trebuie să scoți din priză. Din cauza că a scos atunci din priză întâmplător robotul ăla, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar Huggy Wuggy este milă de el. El nu înțelege ce se întâmplă, ce s-a întâmplat de fapt cu mama lui, cu soția lui. Ok. Și ce urmează? Ce face robot? Deci nu pot să cred. Popi a făcut asta, lăsați-o pe mama, nu? Ok, eu dezlegă mâinile și acum va alerga mai repede la Huggy Wuggy, iată, totul este bine. S-au adunat cu toții la un loc și i-a dat un picior, uitați-vă cum s-a dus, a zburat, deci prieteni, numai decât acum intrați pe un videoclip, sau mă rog, dacă doriți intrați pe acest videoclip, urmăriți-l, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, ca de obicei, sănătate tuturor și toate cele bune, pa, pa!